Salut, bine ați revenit pe canal. Astăzi m-am gândit să vă prezint un raport trimestrial legat de Solana, care a fost publicat acum 2 zile. Prin urmare, informațiile sunt foarte fresh. Dacă vă place acest tip de content, un like și un subscribe mă ajută enorm la algoritmul YouTube. Haideți să începem, să nu mai pierdem vremea. Capitalizarea Solanei a crescut față de trimestrul anterior cu 118%. Au fost mai multe dezvoltări pe partea de ecosistem în primul trimestru al anului 2023. După cum știți, a fost un airdrop pentru Bong, meme-ul de pe Solana, anumite colecții de NFT-uri, aplicații. De asemenea, au crescut foarte mult pe partea de Marinade Finance, Lido, Jito și JPool, pe partea de Liquid Staking. Au fost foarte multe dezvoltări și pe partea aceasta de hecatoane. Cel mai important a fost acesta Chrysliton, care a fost cel mai mare hecaton din istoria Solanei. Atât de mult a avut succes. Acesta a avut loc în primul trimestru anului acesta. De asemenea, au crescut foarte mult validatorii față de trimestrul anterior cu 18,9%. Asta arată că rețeaua progresează spre a fi cât mai descentralizată, dar pentru cei care sunteți fani Solana sau investitori, probabil știți că în 21 februarie a fost o mare problemă cu un upgrade 1.14, când din nou rețeaua Solana s-a blocat și nu a mai funcționat pentru, în ce țin eu minte, o zi și un pic. Și acum haideți să vedem cât de repede putem niște metrics, dacă le-aș citi pe toate, cred că ne-ar prinde dimineața. O să le prezint pe cele mai importante, astfel încât să ne dăm seama dacă dorim să mai investim în Solana, dacă este de viitor, dacă mai alocăm capital sau nu. Haideți să fac un pic mai mare ca să se vadă mai bine. Aici avem câte persoane au plătit fiuri în medie pe zi. Aici putem vedea inclusiv pe anul anterior. În trimestrul 1-2022 erau 203.960 de useri, ulterior a crescut în Q2, cum vedeți 325, mai iar am avut o cădere în Q4-2022, a fost, dacă mai țineți minte, fiascul cu FTX, Solana era văzută moartă, îngropată, nimeni nu mai dorea să investească și cei care credeau în Solana au vândut, au capitulat. Și acum, dacă ne uităm, totuși nu este, este o mică scădere, nu și-au revenit cu adevărat. Tranzacții. Aici, non-vote, acestea contează. De-aia o să le prezint doar pe acestea, doar cele care nu au legătură cu comunicarea între validatori. Acum un an erau 38 de milioane, ulterior trendul a scăzut, am avut o creștere. Și acum suntem la fel un pic în scădere față de trimestrul 2022. Haideți să vedem veniturile trimestriale exprimate în Solana. Hai să nu mai prezentăm toate că v-am zis durează foarte mult. Aici avem o creștere destul de importantă, mi se pare, de la 201.541 de Solana în trimestrul 2004 din 2022. Acum în trimestrul 1 rețeaua a generat 340.076 de Solana ca și venit. La urmă, este foarte important, cum vă ziceam și videoul cu Tokenomics pe partea de Multiverse X, veniturile pe care rețelele le generează, astfel încât în timp, datorită inflației care scade, chain-ul să genereze suficiente fiuri, astfel încât validatorii să continue funcționarea pe sistem. Haideți să vedem și pe partea de DeFi, aici sunt exprimate în miliarde, aici se vede declinul masiv al Solanei din trimestrul 1-2022 de la 5 miliarde, a ajuns la 0,2 miliarde la colapsul cu FTX. Acum, primul trimestru din anul acesta, o mică licărire de speranță începe să crească pe DeFi. Aici, la fel, după cum vedeți, se prezintă și NFT-urile. Haideți să trecem mai departe. Să vedem ce mai putem prezenta. Ce este interesant. De asemenea, se prezintă care este prețul în medie pentru o tranzacție pe Solana. Este foarte, foarte mic. După cum vedeți, este 0,01
4 de 014. Este printre cele mai ieftine rețele din domeniul cripto din prezent. Haideți să vedem. Ai vedea ce bine stătea în 2022, cât de mulți useri erau. Ulterior a crescut, dar în ianuarie am avut un rebound. Prin urmare, putem considera că încet, încet Solana este pe un trend mic ascendent. Aici prezintă în detaliu ce am zis mai devreme cu Bonk. Tranzacțiile zilnice au fost pe un trend ascendent, dar au fost foarte volatile datorită problemelor ce au fost inclusiv cu rețeaua atunci când a picat din nou. Tot felul de... Și un metric foarte important, care vreau să-l prezint puțin în detaliu. Anul trecut, prin cele mai multe ale lor update-uri care le-au făcut, s-au introdus și priority fees, prin care copiază similar ETH. Dacă tu, eu sau oricine face DeFi sau orice pe Solana și vrea să fie în fața altcuiva, plătește un fee puțin, vă dați seama că la cât de 4 de 0 am zis, nu se simte, un fee un pic mai mare, astfel încât să prioritizeze tranzacția mea să fie în fața tranzacției tale, de exemplu. Și ca să vă dați seama cât de bine a prins, aproape 50% din toate tranzacțiile zilnice pe Solana au fost făcute cu plată suplimentară, cu priority fee. Asta este un lucru foarte important care pentru mine arată faptul că oamenii doresc să folosească Solana și sunt dispuși inclusiv să plătească un preț suplimentar, astfel încât să fie sigur că tranzacția lor se procesează și este în fața altora. Aici explică cum aceste priority fees au ajutat Solana în eliminarea problemelor ce le-am mai avut. Haideți să vedem și partea financiară. Probabil, nu știu dacă ați prins și pe alte videouri de ale mele, tot timpul am zis și o să zic, toate aceste monede, mai puțin Bitcoin, sunt în spate, dacă le analizăm, societăți comerciale, exact ca pe bursă. De aceea eu le și analizez pe multe metrics-uri similar stocks-urilor. E important ce venituri obțin, ce cheltuieli, dar vă dați seama, ca să ne facem o idee de sănătatea chain-ului, dacă au vreun viitor și dacă merită să investim sau nu în ele. Aici se prezintă inclusiv un indicator care este folosit și pe bursă, care arată cât de supraevaluată sau nu este un chain. După cum se vede, a început să scadă această valoare. Aici se vede și yield-ul care îl primiți la stake, dacă vă pune Solana la stake. Acum un an era 6,6, acum a ajuns la 6,1. La fel cum ziceam și în video anterior, inflația scade, de aceea chain-urile trebuie să vină cu fee urmărite astfel încât să compenseze scăderea inflației. Și ce mi se pare mie foarte important este această informație. Veniturile în Solana au crescut cu 68,7% trimestrul acesta față de ultimul trimestru din 2022. Prin urmare, obține mai multe venituri într-un bear market. Vă dați seama când va veni și bull-ul acela care va veni cândva, cât vor exploda veniturile Solanei, mai ales că veniturile se exprimă în sol, adică în monedă care este foarte căzută. Aici se prezintă inclusiv și câte NFT-uri s-au mintat. Haideți să vedem așa rapid. Acum un an erau 4 milioane de NFT-uri într-un trimestru. Aia trendul a mers un pic în sus în Q2 2022, pe aia a căzut în Q3. Q4 a fost o nenorocire, vă dați seama, uitați ce cădere, doar 2,6 milioane de NFT-uri. Și acum au început să crească și pe NFT-uri, au ajuns la 2,9 milioane în primul trimestru. După cum am zis la început, au fost tot felul de hecatoane, prin care și Grizzly Town, prin care au dat premii. În total au fost 5 milioane de premii care s-au dat developerilor care vor să vină și să codeze pe Solana, astfel încât să atragă cât mai mulți oameni și ulterior, dacă dezvoltatorii vin cu aplicații interesante, o să vină și userii sau vor crește numărul userilor. Asta îmi place la Solana, că ei lucrează pe toate nișele. Și pe partea de dezvoltator și pe partea de validator susțin
prin cadrul fundației, astfel încât aceștia să nu renunțe la rețea. Aici putem vedea DeFi-ul exprimat în dolari și în Solana, cum a fost, vă dați seama, de la 8 miliarde, cum a ajuns, cum arată. Aici este meritul lui Sam, care a, să zicem, în ghilimele, îngropat pe Solana. Foarte mult din DeFi avea legătură cu Alameda și tot ce ținea de Sam și de FTX. La fel aici putem vedea și pe partea de liquid staking, cum au evoluat. Haideți că nici n-am ajuns nici la jumătate din raport și deja au trecut 10 minute. Hai să trecem un pic mai repede. Probabil aveți și voi altceva mai bun de făcut. Aici putem vedea NFT-urile, cum au crescut, au scăzut și acum din nou avem o creștere, inclusiv vedem pe luni. În martie deja suntem peste picul din ianuarie și am depășit inclusiv februarie, care a avut o scădere față de ianuarie. În caz că n-a știut, Render Network, o monedă care se ocupă cu partea de procesare video într-un mod descentralizat, se va muta de pe Polygon pe Solana. Luna aceasta s-a mutat deja și Helium. Din urmare, interesul există pentru Solana. Pe partea de jocuri, haideți să vedem. Fundația Solana tot timpul are inițiative prin care oferă bani dezvoltatorilor, dar pe lângă fundație mai există o divizie, să zicem așa, Solana Ventures, care au venit cu un fond de 150 de milioane de dolari pentru a crește Solana pe partea aceasta de gaming. De asemenea, fondul a atras și fonduri adiționale de la Magic Edens, Magic Ventures. Prin urmare, tot mai multe fonduri încep să investească și pe partea de gaming în Solana. Aici le putem vedea câteva cele mai importante prezentante în raport: Octo Gaming, Vital System, Helidei, platforme toate pentru jocuri. Programele care sunt foarte importante, ce se emit pe chain. După cum se vede, sunt stabilizate, au ajuns la 33.000 pe lună. Arată bine. Aici este o analiză pe ultimul an. Ca să ne facem o idee, cum prezintă și în raport, în trimestrul 1 din 2022 erau 58.000 de programe active, iar acum, în trimestrul 1-2023, după încă un an de bear market, vă dați seama, este în creștere. Acum stau și mă gândesc, dacă într-un bear market agresiv ca acesta, mai nu este chiar dublu, dar este o creștere atât de mare, vă dați seama, în bull market, când va redeveni interesant cripto, vor reapărea dintr-o dată milioane de useri, cât de mult va crește Solana. Aici vedem și pe partea de developeri, cum Solana s-a menținut foarte bine. Aici se prezintă și partea de staking și de descentralizare. Numărul de medie de validatori a crescut foarte mult. În trimestrul 1 din 2023 ajung la 2846. Coeficientul Nakamoto, care arată cât de descentralizată e o rețea cripto, ajuns la 31, din ce am citit eu în prezent este la 33, dar probabil se va raporta pe celălalt trimestru, că este deja aprilie. După cum vedeți, a crescut foarte mult față de alte monede care nu au făcut nimic în acest sens. Și în raport se prezintă că acest coeficient este peste media industriei cripto. Din urmare, Solana trage foarte tare și pe partea aceasta. Deși ea este tot timpul văzută ca un chain foarte centralizat, de fapt nu este adevărat. Mai prezintă despre acest client de validator foarte important pe care toți din ecosistemul Solana îl așteaptă. Va fi dezvoltat de către cei de la Jump Crypto, un VC fond foarte mare și foarte vechi din Chicago. Tot felul aici se prezintă, tot felul când au fost probleme, când s-au introdus tot felul de update-uri. Haideți să vedem ce mai poate fi interesant și să vi le explic. Vi le prezint. Știți deja cu Solana Mobile, cu telefonul. Aici la sfârșit se prezintă
prezintă și ce probleme are Solana, deci nu totul este roz, să nu credeți asta, mai ales datorită acelui bug în update-ul de soft 1.14. Cei din fundație au trebuit să analizeze, doar după aproape 2 luni au găsit eroarea bug-ului, s-au schimbat tot felul de echipe, cum se testează noile update-uri, astfel încât să nu se mai întâmple pe viitor. Vă dați seama că asta a fost o palmă peste ghilimele fața Solanei, adică după atâția ani, pe ce a avut atâtea probleme în care rețeaua a fost picată, la un update teoretic banal, chain-ul să se blocheze. Dar ce contează pentru investitori e că dezvoltatorii lucrează, au găsit cauza și încearcă pe viitor să nu se mai întâmple. Aici se văd pe ce merg ei și mizează în viitor, ca și să ajute la creșterea puterii de procesare și să se dezvolte ecosistemul Solana. Le puteți vedea și voi, sunt foarte multe, nu are rost să intrăm în detaliu. Și acum se prezintă și focusul lor pe 2023 și în viitor, cum a zis Solana Mobile, telefonul, FireDancer e clientul de validator, Token 22 este un standard nou care va ajuta la developmentul de noi aplicații. Și ca o concluzie, ca un sumar, aici arată că prezintă ei în urma datelor, că în primul trimestru activitatea pe Solana a crescut. Userii care plătesc fiuri au făcut un scratch on bounce, adică au crescut față de Q4 care a fost dezastru. Și pe DeFi încep încet încet să construiască din nou. Cam acesta, așa în scurt, raportul despre Solana. Ce părere aveți? Este ok? Mai merită investit în ea? Voi ce faceți? Acumulați? Mai așteptați? Lăsați un comentariu dacă vreți ca această informație să ajungă la cât mai multe persoane. Un like, un subscribe. Ne auzim în următorul video. Pa, pa!